Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi vom discuta despre rezultatele alegerilor locale care au avut loc pe data de 9 iunie, odată cu alegerile pentru Parlamentul European. Cu două săptămâni în urmă, jumătate dintre cetățenii români cu drept de vot și-au exprimat opinia la urne și au decis cine le va reprezenta interesele în primării și în consiliile județene în următorii 4 ani. Despre ce schimbări aduce votul cetățenilor, dar mai ales despre cât de bine ar fi reprezentate comunitățile de rom la nivel administrativ, dezbatem astăzi cu invitații din platoul nostru. Așadar, alături este Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, și Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Domnilor, bun găsit la emisiunea noastră! Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Înainte e cald, foarte cald, să vedem acum câtă lume. Cred că ne-am încălzit de la alegeri, domnule Păun. Dar înainte de a discuta despre rezultatele acestui tur de anul acesta, aș vrea să vă întreb cum a fost această campanie electorală. Știu că v-ați pregătit o perioadă lungă de timp. Domnule Manea? A fost o campanie extrem de grea, dar o campanie care nu a semănat cu campaniile de dinainte. Și aici am în vedere cel puțin campaniile electorale pentru alegerile locale desfășurate din 2004 și până în prezent. O campanie în care noi am încercat și cred că într-o mare măsură am și reușit să asigurăm reprezentarea comunităților de rom ca și rezultat în consiliile locale, în consiliile județene, acolo unde este nevoie ca vocea romilor să fie auzită pentru luarea deciziilor. Iată că au trecut deja 2 săptămâni de la momentul desfășurării alegerilor, iar procesul electoral s-a încheiat în majoritatea localităților. Ce rezultate au obținut reprezentanții Partidei Romilor? Cum stăm? Domnule Păun. În primul rând trebuie să subliniez un lucru care este extrem de important, și anume faptul că partidele politice aflate la guvernare au gândit această comasare a celor două, ca să spunem așa, tipuri de alegeri europarlamentare cu locale, deși foarte controversate discuțiile atunci când au început undeva prin toamna anului trecut. Repet, spun că până la urmă această comasare, oarecum puțin dificil de organizat, a avut un scop extrem de interesant și benefic pentru alegători, în sensul în care s-a dorit o participare cât mai mare la acest proces electoral. S-a atins scopul final, având peste 8 milioane și jumătate de persoane, cetățeni români de Romă, care au participat la alegerile din 9 iunie. A fost o organizare puțin cam deficitară. Ok, în final, putem spune că scorul organizației noastre a fost unul în creștere cu aproape 50% mai mare decât la alegerile din anul 2020. De fapt, 50% în calculul meu, de altfel putem spune că este aproape dublu față de ceea ce a fost în anul 2020. Am avut și noi probleme în cadrul comunităților de rom, pentru că și de această dată unii nu s-au dezis. Au încercat să, cu bani, una cu alta, să cumpere voturi, să amenințe, să primari în funcție, să încerce să facă trafic de influență și tot așa mai departe. Cu toate acestea, pot spune că bine că s-a încheiat cu bine în final și avem undeva la aproximativ 442 de consilieri locali
avem 18 consilieri județeni, la care se mai adaugă 3 consilieri la sectorul 5. Ei, într-o notă de comparație, tot cu într-un sectorul 5 poate fi comparat cu un județ, deci avem 18 și cu 3, 21 de consilieri județeni și 11 primari. Este un scor bun, de altfel Partida Romilor rămâne cea mai importantă organizație a romilor și este singura organizație care din anul 1992, de când se organizează alegerile constituțional vorbind, legal, constituțional, democratic, a reușit să se mențină în trend. Acum, sigur că poate noi spunem că era loc și de mai bine, dar întotdeauna vrem mai avem bine. Avem și cealaltă analiză, Cătălin, pentru că avem 50% de ieșit la vot. Asta, domnule Manea, părerea dumneavoastră? Cel mai important obiectiv a fost acela de a asigura reprezentarea membrilor comunităților de rom în consiliile locale și în consiliile județene. Iar rezultatele prezentate de domnul președinte sunt mai mult decât relevante, adică 442 de consilieri încă nu s-au încheiat definitiv. Toate s-au încheiat pentru că urmează alegerile la balotajele cele pe care le-am menționat și pot să apară alte surprize. Surprize. Nu s-a luat aici, nu s-a luat în calcul și nu am luat în calcul nici eu, nici domnul președinte, pozițiile de viceprimari. Acestea se vor discuta, se vor negocia la momentul constituirii consiliilor locale. Asta înseamnă undeva sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii urmează octombrie. Să aflăm între timp, da. Vom avea și mulți viceprimari. Au fost și probleme și nu o să insist foarte mult, am avut probleme în multe localități și pentru mine nu mai este o curiozitate și nu mai este nicio întâmplare nici pentru mine, nici pentru domnul președinte și nici pentru colegii noștri cum se face de fiecare dată, și aici îmi vine în minte exemplul de la Ciurea, unde noi mai aveam nevoie de 14 voturi. Dom'le, cum se face că din numărul total de voturi nule, respectiv în jur de 70 de voturi, 50 de voturi aveau două ștampile, una pe Partida Romilor și alta pe un alt partid sau pe altă formațiune, de așa manieră încât să ni le anulezi. Răspunsul lor tradițional din 92 și până în prezent este că romii nu știu să voteze. Ba da, romii știu să voteze, dar fraude și, hai să spunem, lucrurile nu s-au desfășurat peste tot așa cum prevede legea. Putem spune chiar mai mult decât atât. Să știi că am asistat anul acesta la niște confruntări electorale, pot da niște exemple în sensul ăsta, care mi-au lăsat un gust amar. De exemplu, am avut foarte mulți colegi care s-au înscris în lupta pentru a ocupa o funcție de primar. La localitatea din Ialomița, Bărănești. Bărănești. La Bărănești, la Bărănești a câștigat primarul nostru, a câștigat și la cum îi spune, încă o altă localitate, îmi scap acum, dar la Bărănești noi am avut candidat din partea partidei pe listele PNL, reține, și era în contrapondere sau într-o competiție cu PSD. Am mobilizat, era Bărcănești și Bărănești, că sunt două localități, una lângă alta. La Bărănești, deși candidatul el era Partidei Romilor și este vorba de Robert Mandache, a candidat pe listele PNL-ului și a avut, repet, pe cei ai PSD-ului de partea cealaltă ca și adversar puternic. Mesajul de mobilizare a electoratului
românilor, ca să-i spunem așa, a fost, sau a candidatului PSD a fost de genul ieșiți la vot că o să ne conducă țigani. Genul ăsta de mesaj candidatul PSD-ului a câștigat. Cum îl cheamă? Pavel. Marian Pavel. Care a transmis pe rețelele de telefonie mesaje tot așa, ieșiți la vot că o să ne conducă țiganii. Acum, eu n-a cred fost că, o luptă cinstită. Eu cred că nu că o muncă, n-a fost, o, noi nu vorbim de o luptă cinstită sau necinstită. Vorbim despre o formă de rasism atât de pronunțată, da. Pronunțată și de profundă, încât lasă urme pe termen lung. Adică să stai într-o localitate și să dai să faci îndemnuri, ieșiți că o să ne conducă țiganii. Nu e în regulă. Marian Pavel trebuie să înțeleagă că el nu se vedea în viața lui președinte de Consiliul Județean dacă în anul 2020 nu ieșeau, așa cum s-a pronunțat el cu ghilimele de rigoare, nu ieșeau țiganii. Eu zic, dacă nu ieșeau romii din Ialomița să-l voteze. Ați văzut astfel de mesaje? Adică da, absolut, le-am văzut și eu, au fost și urmărit, au fost transmise și verbal. Adică foarte urât. Au mai fost multe cazuri de acest gen. Extraordinar de multe cazuri de acest. Am mai avut încă un caz extrem de puternic la Belin. La Belin, da. De Covazna, unde liderul nostru din Covazna, Racolta Alexandru, a câștigat alegerile în inima maghiarimii și a ieșit primar la Belin. Și îndemnul maghiarilor către maghiari a fost de genul ieșiți că o să ne conducă țiganii. Nu se poate așa ceva, domnilor, ieșiți. În istoria noastră nu ne-a condus niciodată țiganii. Cum să ne conducă țiganii? La fel a fost și la Ciurea, pe toate grupurile, și am văzut mesajele, îndemnul nu doar de la primar. S-a dus pe diferite grupuri și rețele de socializare. Ieșiți că țiganii s-au mobilizat și noi știm că avem o comunitate importantă de rom căldărari și, într-adevăr, toți romii noștri cu drept de vot au fost la vot și mesajul care a produs o isterie cumva și care încerca să crească participarea la vot și în egală măsură să-i descurajeze pe ei noștri, ieșiți că o să ne conducă țiganii. Da. Deci nu așa să face campanie în 2024 incitând la ură și atunci când romii se poziționează în beneficiu, nu în beneficiu comunității. Adică vor să intre ei în Consiliu pe organizație, vor să fie ei cei care reprezintă destinele comunității. Nu mai sunt buni. Nu mai sunt buni și spun, dom'le, dar voi n-aveți dreptul, voi trebuie să rămâneți la coada vacii. Voi țigani v-ați născut, țigani trebuie să muriți. Ăsta este îndemnul anumitor partide. Nu mai vorbim de hărțuire. Hărțuire pe posturi locale de televiziune. Amenințări. Eu personal am candidat la Consiliul Local Sector 5 și o anumită televiziune m-a alergat prin tot sectorul, la sediu central și tot așa mai departe, cu tot felul de mesaje. Este o campanie clar atipică. Adică, a fost o bătălie. Mai mult decât sare și piper. Cu obrăznicie, cu vorbe grele, cu tupeu. Da. Cu tupeu, cu nesimțire, cu bani dați afară, cu tot felul de prostii scoase, tot felul de minciuni, cu... Nu a fost chiar așa ușor, adică e cam greu să ciucolac peste pupăză, ca să fie un fel de bomboană pe colivă, anumite ONG-uri ale noastre, ale romilor, stau și urmă după vreo 3-4 zile și încep și critică Partida Romilor, că Partida Romilor s-a vândut. S-a vândut Partida Romilor. Ne-a vândut neamul nostru țigănesc. Care neamă țigănesc? Păi, ce vorbiți, mă, prostii? Dacă nu vă pricepeți la politică... E grea. Domnule Mare, ar trebui să explicăm puțin că Partida Romilor a avut candidați pe partidă și în urma unor parteneriate încheiate cu PSD și cu PNL. Și cu UDMR. Aici o să paranteză, ca să poți să continui ceea ce spunea domnul președinte. Domnule, a fost hăituit.
Nicolae Păun a fost hăituit de televiziuni. Uite ce face, uite, la sectorul 5. Ce s-a întâmplat la sectorul 5? Păi s-a întâmplat ce nu s-a întâmplat de 30 ceva de ani. Rezultatul este că la sectorul 5, romii și comunitatea noastră, care e cea mai numeroasă și din București și din țară, vor avea 3 consilieri, 3 reprezentanți, 3 oameni care se vor zbate pentru comunitatea lor, da, de romi. Spre deosebire de anul 2020 și de toți ceilalți ani, când, mă rog, nu, s-a întâmplat momente în care nu și am mai avut puternic la sectorul 5. Prin acordul încheiat cu domnul Cristian Popescu Piedone, acordul politic, atenție, verbal, nici măcar scris, pentru că aveam încredere unul în celălalt, am reușit să, cu sprijinul Partidului Romilor, PPUSL-ul a reușit să fie primul partid din sector. Am bătut la scor de Maidan și PSD-ul și PNL-ul și Dreapta Unită sau mai puțin supărată și Aurul și pe toată lumea. Și independenți. Da, și independenți și dependenți și independenți pe toată lumea. La scor de Maidan. Adică ca în curtea școlii i-am bătut. S-a văzut că v-ați implicat. Bun. S-a văzut că m-am implicat. Bun. Mai mult decât atât, avem șansa de 100% să avem viceprimar de la noi. Deci iată ce se întâmplă după, cum spunea Cătălin, de peste 20 ceva de ani, 30 de ani de zile, unde n-am mai avut un consilier la sectorul 5, acum cu o pondere de peste, da, 30 și ceva de mii de locuitori, să avem de data aceasta 3 consilieri din 9, 3 din 9, și să avem și posibilitatea, eventual, dacă o să depindă de negocieri, să avem și viceprimar. Așa s-a întâmplat și la Covazna cu Sandu Racoltă, așa s-a întâmplat și la Mureș, așa și s-a întâmplat Brașov, și la Brașov, la Făgăraș, unde am avut din 9 consilieri, s-au dus în 19, așa s-a întâmplat și la Bihor, și la Sibiu, și la Sibiu s-a întâmplat, chiar și la Dolj, și la Iași, și la Bacău. Deci avem niște rezultate extraordinar de bune. Asta înseamnă că o parte dintre lideri sunt supărat pe alți lideri ai noștri, dar va trebui să își ia concediu, să ne lase o perioadă de timp în pace. Sunt supărat că n-au ascultat și n-au înțeles bine cum stau lucrurile. Și spunea Cătălin, este un lucru corect. Da, noi, Partida Romilor, nu am făcut nimic altceva decât să ne respectăm cuvântul dat la 5 noiembrie în cadrul Congresului de la Sala Palatului din București. Am spus atunci de la microfon, de la tribună, după scenă, că vom avea o colaborare cu PSD-ul, cu PNL-ul, UDMR, și era atunci domnul Popescu Cristian Piedone în sală? A luat cuvântul? Da. Am spus că am să-l sprijin și pe dumnealui? Da. Punctual. Noi nu am ieșit din pătrățica noastră. Noi ne-am respectat cuvântul, ne-am dus vertical, am știut să ne facem cărțile, am stat meticulos și am pregătit o campanie vreme de 6 luni de zile. Drept urmare, PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul au câștigat alegerile în țară. PSD-ul are 26 de județe câștigate, PNL-ul are 11, 26 și 11, 27 și UDMR-ul 4, deci 41. La capitală a câștigat PNL sector 1, PSD sector 2, PSD sector 3, PSD sector 4, PUSL-ul sectorul 5, PNL și PNL sector 6. Sector 6. Deci pe toată plaja, dacă te uiți, contribuția noastră se vede corect, și am spus de atunci că nu voi susține Aurul, n-am susținut Aurul. Am spus că nu voi susține USR-ul, nu am susținut USR-ul. Contribuția noastră a fost una, hai să spunem, nu consistentă. A fost crucială, decisivă în multe localități. Gândiți-vă că dacă, de pildă, doar la sectorul 1,
primarul, noul primar ales, Tuță, colegul meu din Parlament, candidat din partea PNL-ului, susținut de PSD, a câștigat la câteva sute de voturi. Gândiți-vă că au fost 100 ceva de mii de oameni la vot. Să câștigi la o diferență de 200 și un pic de voturi e insesizabil, că nu discutăm despre o comună, discutăm despre un sector care e comparabil ca și populație care a ieșit la vot cu un județ. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Rareș, Hopincă, la sectorul 2, da? Diferență mică. Noi ne-am ținut de cuvânt și la București și în toată țara. Mai mult decât atât, că m-ați întrebat și o să cumva să ridic mingea la fileu, pentru a le explica celor care nu se pricep la politică și o fac după ureche, nu e chiar atât de ușor. Dom'le, obiectivul nostru a fost acela de a asigura, ceea ce am spus la început, reprezentarea romilor în aceste structuri din rândul cărora se iau decizii. Și am analizat fiecare județ împreună cu domnul președinte, împreună cu toți colegii noștri. Dom'le, am analizat potențialul nostru la nivel de județ, la nivel de localitate. Președintele a venit cu o clasificare. Băi, în localitățile astea avem mai multă putere, depunem liste proprii. În localitățile astea unde suntem la mustață, avem riscul de a pierde mandatul, de a nu face pragul sau de a nu face coeficientul electoral, pentru că nu o să luăm 100%, nu știu, poate 30, 50, 100 de voturi. Și atunci nu merită să lăsăm comunitatea nereprezentată. Motiv pentru care am încheiat acord politic cu aceste formațiuni politice. Pentru ce? Nu doar pentru asigurarea reprezentării comunității de romi, luându-le nouă liderul pe lista lor, ci și pentru îndeplinirea unor obiective asumate de noi. Da, adică la modul în care poți vedea un alt tablou. Eu așa l-am văzut în urmă cu ceva timp, poate și înainte de congres, undeva în vara anului trecut, când tot discutam în ce parte ne vom îndrepta. Și am zis, dom'le, ideal ar fi dacă PSD cu PNL ar reuși, exceptând UDMR-ul, care are zona, de mereu are zona limitată, da. Are zona limitată mai sau limitată, da. Limitată, da, și cu o populație foarte densă și acolo puțin probabil să se schimbe datele problemei. Dar revin în context și spun că eu mă gândeam, domnule, este bine dacă ideal ar fi dacă PSD cu PNL vor avea majoritatea consiliilor județene și consiliilor orășenești și comunale, pentru că, indiferent de cine câștigă, paritatea ulterioară pe majoritate le va aparține, pentru că tot împreună trebuie să lucreze. Da. Nu o să reușească nici PSD-ul să facă 50+1, nici PNL-ul. Au fost foarte puține cazuri unde PSD-ul s-a detașat puternic de PNL și PNL-ul s-a detașat puternic de PSD. Foarte puține cazuri, dar pe ansamblu am zis, dom'le, cum să lăsăm noi comunitățile de romi să le punem, de exemplu, să iasă, facem un îndemn, ieșiți la vot. Pentru bun. Cum? Și atunci, care câștig ulterior? Că eu gândesc că puțin țigănește, jidănește, bă, am înțeles, îi pun pe oameni să iasă la vot. Dar ce facem cu ei ulterior? Adică, puteai să pui pe... spune-i într-o comunitate, transmite-i un mesaj. Dom'le, ieșiți la vot. Ca să aveți consilierul vostru. Și se întâmpla, de exemplu, puteai să ieși cu 200 de voturi, da? Se întâmpla să n-ai 200 de voturi. Cum s-a întâmplat la Ciurea. Da. Și să ai 190 de voturi. Fără 10 voturi... Nu intrai. Pierdeai, da. Dar acele 180 de voturi plecau la redistribuire. Adică tu făceai, fără să vrei tu, fără acordul celui care a votat, îl făceai pe altul consilier de la alt partid. De la alt partid care ăla n-are nicio treabă cu tine. Comunitate. Și atunci, în contextul ăsta, a trebuit să gândim, dom'le, acolo unde putem, depunem liste și am depus, avem 124 de consilieri din pe Partida Romilor, din numărul de 400 și 40. O parte sunt pe Partida Romilor? Sunt pe Partida Romilor, altă parte sunt pe PSD, alții pe PNL, alții pe UDMR. Adică am încercat să jucăm într-așa fel încât să avem consilieri județeni care să facă parte din tabăra câștigătoare,
consilieri, ca să poată să facă treaba, să poată să ducă cu ceva acasă, unde, în comunitate. Are ceva de transmis, acolo să unde partidele politice s-au angajat nu să respecte interesele romilor, că până la urmă despre asta e vorba. Absolut. Anul trecut, în cadrul congresului de la Sala Palatului, noi am lansat un program social, cultural, identitar și politic intitulat Rom pentru România. Da? Nu e doar un slogan, ăsta e un program articulat cu niște obiective clare, centrate pe nevoile comunităților de rom. Concluzia noastră a fost următoarea. Dom'le, nu se poate pune în practică nimic din ceea ce noi ne-am asumat ca și, sau mai bine spus, din ceea ce noi am propus ca și soluții pentru comunitățile de rom, decât dacă există voință politică manifestată atât la nivelul guvernării locale, cât mai cu seamă la nivelul guvernării centrale. Eu zic că în etapa asta, și asta e analiza făcută și de președinte, și de mine, și de colegii mei, în etapa asta, în mare parte, ne-am atins obiectivele în ideea în care, și o să închei, în județele unde am încheiat acorduri politice, acorduri de susținere, ele nu au fost niște acorduri banale. Sunt niște acorduri care derivă din acest program asumat al Partidei Romilor. Și ei și-au asumat, reprezentanții partidelor politice, să întreprindă tot ceea ce prevede legea până la urmă, pe zona educației, pe zona sănătății, pe zona dezvoltării infrastructurii, pe zona culturală. Deci noi nu am făcut nimic altceva decât să întărim poziția comunităților de rom și să asigurăm și reprezentarea comunităților de rom în structurile lor decizionale, Consiliul Local și Consiliul Județean. Așa trebuie privită imaginea de ansamblu de către cei care, hai să spunem, se pricep mai puțin la politică sau nu înțeleg decât parțial. Luăm câteva minute de publicitate și revenim la discuția noastră. Așadar, am revenit la discuția noastră. Alături de mine în continuare este Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, și Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Mai subliniez un lucru, dacă este permis. Cu ani de zile în urmă, nici gând să te... te gândești cumva să ai primar țigan. Doamne ferește, ferească Dumnezeu! Și iată că după un ciclu... S-a schimbat puțin treaba. Doar un lucru mai vreau să transmit cetățenilor care ne urmăresc acum, telespectatorilor noștri. Sigur că probabil așteptările, și un problem mai mult ca sigur, așteptările în ceea ce privește activitatea politică a Partidei Romilor, în general, pe ansamblu, sunt mult mai mari. Păi, fraților, dar gândiți-vă cu mintea unui om care poate să priceapă niște lucruri. Să admitem teoretic că îți propui în viață să realizezi ceva. De când ești mic, de când ai 2 ani, 3 ani, te duci la grădiniță și te întreabă așa, mai în glumă, mai în serios, te întreabă taică-tu, te întreabă maică-ta, bă, ce-ți dorești tu să fii când vei fi mare? Păi vreau să mă fac aviator sau vreau să fac doctor sau nu știu ce vrea să se facă copilul. Este un vis al copilului. Se întâmplă dacă el își dorește să se facă aviator sau doctor, această dorință a lui se întâmplă peste noapte? Nu! Trebuie să treacă printr-un întreg ciclu. Trebuie să se ducă la grădiniță, până trebuie să se ducă la școală, la școala primară, până trebuie să se ducă la facultate. Urmă, trebuie să capete experiență și tot așa mai departe. Trebuie să aibă și puțin noroc în viață ca să poată să ajungă ce vrea. Da. E, așa se întâmplă și cu Partida Romilor, așa se întâmplă și cu Mișcarea Romilor. Păi noi, după 1990, s-a așteptat cineva să pocnim din degete și să mâine să ne vadă senator, grup senatorial, da, grup de deputați, nu știu câți deputați, nu știu cât primar, nu știu... Păi, fraților, fiți mă serioși, mă! Niciodată lucrurile astea nu se pot întâmpla după o zi pe alta. Noi am muncit cu sârguință și cu perseverență ani de zile. Peste 30 de ani de zile, nu? Păi, iată, peste 30 de ani de zile și am reușit să creștem conștiința în cadrul comunităților de romi, așa cum am putut, cu o populație care n-a făcut politică înainte de 89.
care veni, o populație care a fost rău blamată atâția ani de zile, care a fost deportată, care în continuare e privită cu foarte multă suspiciune, cu foarte multă disgrație și tot așa mai departe. Și impedimentele pe care noi le întâlnim într-o perioadă electorală sunt foarte mari. Trebuie să ai bani mulți, trebuie să te miști în teritoriu, trebuie să ai o întreagă mașinație care trebuie să o controlezi. Lucrurile nu stau chiar așa ușor, la îndemâna oricui. Toate partidele pot confirma chestiunea asta, așa că fiți un pic mai toleranți cu noi și încercați să vedeți partea cealaltă a lucrurilor și nu chiar așa ochiul critic, gura spurcată. Partida Romilor nefiind un concept abstract, Partida Romilor fiind singura organizație care s-a luptat și se luptă pentru reprezentarea romilor. Cât a crescut? Păi a crescut. În 92 a ajuns acolo, în 96 acolo. În 2000 a obținut plus toate instituțiile create. 16 ani cât a fost președintele Nicolae Păun în Parlament, s-au realizat foarte multe lucruri. Se pare că mulți au uitat. Agenția Națională pentru Romi, o structură în cadrul guvernului. Nu mai există ceva similar în Europa. Acolo ea a apărut în urma unei... Apropo de chestiunea aceasta. Câte lucruri nu s-au realizat? Încă o treabă importantă. Știți că au fost alegeri locale și în alte state ale Uniunii Europene în această perioadă de timp? Știm, da? Bun. Ia vedeți dacă există vreo altă organizație a romilor în toată Europa care să aibă rezultatele astea. Au niște mai mici rezultate. Verificați. Față de alte țări europene, verificați, chiar vedeți, bine. În Ungaria, dacă s-a întâmplat ceva de genul cum s-a întâmplat în România. Verificați în Franța, în Spania, în Italia, unde avem o diaspora destul de mare. Chiar are niște rezultate foarte bune anul acesta. Să ne întoarcem așa cu optimism. Eu apreciez foarte mult ceea ce a spus președintele mai devreme și cred că ăsta e mesajul care trebuie... înțeles corect de către etnicii noștri și anume și de către populația majoritară. Romii s-au maturizat în ultima perioadă. Putem să spunem că a crescut gradul de asumare a conștiinței etnice. Romii înțeleg că e timpul să țină mai mult cu ei și să aibă proprii lor reprezentanți, indiferent că sunt aleși pe lista noastră. Să fie reprezentați. Deci da. Nu mai poți să mergi în următorii 4 ani dacă cineva își imaginează că o să mai intre în comunitățile de rom cu blabaul, cu papuci, cu sandale, cu cazma și cu lopeți și cu zahăr și ulei, să-și ia adio. Și-au schimbat stilul. 500 de mardei. Și atunci este un trend bun pentru noi și ăsta e, spun eu, momentul de clicul care ne determină să începem o construcție pentru a avea în viitor un grup parlamentar propriu. Voiam să vă spun că mai multe formațiuni politice deja au început pregătirile pentru următoarele alegeri din acest an, respectiv prezidențialele și parlamentarele. Dumneavoastră, cum vă pregătiți pentru perioada următoare? Vă rog. Noi n-am avut timp să ne bucurăm de rezultatele alegerilor din 9 iunie decât o zi. Pentru că imediat, deja de marți, data de 11, dacă nu mă înșel, dacă memoria mă ajută, noi ne-am întâlnit deja la sediu să începem să centralizăm tot ce am primit din teritoriu și să ne facem strategii pentru următoarea perioadă de timp. Avem o campanie pe care o vom parcurge pe intervalul de timp 7 iulie, 7 septembrie, în peste 22 de județe ale țării. Deci din nou în comunități, prezenți alături de... Unde ne vom întâlni, atenție, surpriză, cu peste 150.000 de persoane. Cam cu atâtea persoane ne vom întâlni. Ați în această deja perioadă plan, de timp. Nu? Avem planul pregătit, avem tot... Comunitățile în care mergeți, județe, tot... Totul absolut. De la A la Z până în detaliu. Ce v-a spus președintele și confirm și eu, este că noi suntem pregătiți în detaliu să ne întâlnim cu oamenii, să fim prezenți în aceste județe. Suntem interesați să avem un președinte al României care să ne aibă și pe noi în vedere. Da? Foarte important acest lucru. E foarte important.
și să ne aibă și pe noi în vedere, nu ca pe niște milogi. Să aibă în vedere și comunitatea romilor din România, să țină cont că ea trebuie ajutată, trebuie sprijinită, să ne dezvoltăm, că până la urmă suntem cetățeni ai acestei țări și spun că mulți, cei mai mulți dintre noi, chiar dacă în spațiu public apar unii mai puțin plăcuți, că asta le place celor din presă, domne, cei mai mulți dintre romii noștri sunt oameni onești, oameni care muncesc, oameni care își cresc copiii cinstit, care își dau copiii la școală și buni români. Un fi noi de etnie română, dar noi suntem și patrioți și buni români. Ne și dorim un președinte european care să ne înțeleagă și să ia în calcul niște direcții de dezvoltare pentru comunitatea noastră și ulterior, când se va face guvernul, să țină cont de anumite aspecte. Eu pot să spun așa, că strategia pentru septembrie este cea care v-am explicat-o, că ne vom deplasa într-o caravană peste 20 ceva de județe, unde vom avea întâlnire, repet, cu peste 150.000 de persoane, unde vom transmite anumite mesaje. A doua strategie este aceea că la 1 noiembrie, chiar dacă alegerile vor fi în 24 noiembrie, la 1 noiembrie vom avea congres. Încă o dată ne vom întâlni la sala Palatului, un număr de 4.500 de delegați. A doua ediție, cum ar fi, a doua ediție? Da, al doilea an, când organizăm congresul. Vom transmite alte mesaje sau mesajele corespunzătoare timpului și politicii de zi a momentului în cauză. Respectiv pentru parlamentare. Nu. Repet, dacă alegerile prezidențiale sunt în septembrie, avem deja pregătită strategia. Dacă vor fi în noiembrie, de asemenea avem o altă strategie pregătită, că va fi congresul urmat de alte întâlniri regionale. Deci suntem pregătiți și pentru vară și pentru toamnă, dar indiferent de situația, noi le facem pe ambele. Iar congresul de data aceasta, deci le facem pe ambele, va fi cel mai reprezentativ, pentru că președintele asta și-a dorit foarte mult și noi am susținut și susținem că e normal ca în cadrul congresului să participe absolut toți aleșii. Toți aleșii, da. Romilor, toți cei care au câștigat încrederea cetățenilor să fie prezenți la congres. Adică noi nu aducem în sală oameni, că nu le dăm 50 de lei ca să vină la un congres. Numai reprezentanții ai comunităților de romi. Numai reprezentanții comunităților de romi și așa ne chinuim ca să putem să-i băgăm în sala Palatului, că nouă ne-a trebuit o sală încă o dată. Mult mai mare, da. Mult mai mare ca și număr. N-avem decât stadion. Acum, în ceea ce privește candidații la președinție, eu spun că ideal ar fi, și eu asta susțin, ideal ar fi ca noi să sprijinim cei doi președinți ai celor două partide, respectiv pe domnul Ciucă, președintele PNL-ului, și pe domnul Ciolacu, președintele PSD-ului. Să-i sprijinim extrem de mult pe ambii în structurile teritoriale, pentru că amândoi să ajungă în turul 2. De la turul 2, Dumnezeu cu mila. De la turul 2 e altă discuție. De la turul 2 e altă discuție. Ia-te-mă. Dar eu în cred prima fază că intenționat să asta este strategia mea pe care, la care lucrăm și sperăm să primim și acceptul celor doi și să putem să credem la o înțelegere, să este în interesul României. Domnule, dacă vom avea un președinte extremist, cum s-a întâmplat în alte state europene, atunci lucrurile se complică și pentru noi. Pentru că cel mai important lucru pentru noi este să existe liniștea internă. Stabilitate. Și stabilitate. România trece printr-o perioadă destul de delicată și acum se aranjează o serie de structuri la nivelul Parlamentului European, va trebui să se aranjeze o serie de structuri la nivelul NATO și Euroatlantic, aceste structuri euroatlantice, și trebuie să se aranjeze niște structuri și la nivelul Consiliului European, în ceea ce privește șefii de state și de guverne. Ori, dacă eu cred că avantajul cel mai mare a românilor în momentul de față, cu câtă notă de cinism am privit noi, s-a mai anunțat acolo, aici, acolo, pentru mai mult divertisment și alți candidați, femei, bărbați, treaba lor. Dar cel mai mare avantaj, din punctul meu de vedere, pentru România,
la concret vorbind și serios vorbind, este că populația României beneficiază de trei candidați, care toți trei se duc în direcția bună, indiferent care ar fi din aceștia trei, care e norocosul dintre aceștia trei, toți trei se duc pe direcția bună. Fie că vorbim de Ciolacu, fie că vorbim de Joana, fie că vorbim de domnul Ciucă, toți trei se duc în direcția bună. Pentru România. Pentru România. Și ăsta este avantajul cel mai bun pentru noi. Acum, că intervine doctrina politică, că lumea vrea mai de stânga, că vrea mai de dreapta. Noi sprijinim conceptul ăsta de democrație autentică europeană, că de-aia ne și numim Partida Românilor Pro Europa și suntem cu picioarele pe pământ. Adică nu visez sub nicio formă ca să sprijin AUR, nu visez sub nicio formă, nu-mi doresc să sprijin USR-ul sau dreapta reunită, gândită sau alte, ce mai fie. Sau alte formațiuni. Sau alte persoane sau alte formațiuni. Care? Aici este targetul nostru. Pentru că în final, dacă stăm să ne uităm, în Parlamentul European, structura europeană este constituită din trei forțe politice, populare, liberale, verzi și cu socialiștii, n-are cum să fie în România altcumva decât tot pe zona asta să ne ducem. Ne apropiem de final și în loc de concluzie aș vrea să vă întreb, o să încep cu dumneavoastră, domnule Manea, ce așteptări aveți în acest moment de la clasa politică? Să dea dovadă de maturitate. Eu cred că niște semnale le-am avut, nu sunt suficiente. Dom'le, în momentul în care ocupe o poziție importantă în statul român, că ești primul ministru, că ești președintele Camerei sau după caz al Senatului sau președintele României, pentru comunitatea pe care noi o reprezentăm, sigur că ne dorim ca acești oameni, care sunt și președinți de partide politice, să aibă, pe lângă viziune, să aibă și o deschidere clară, iar lucrurile pe care le convenim în beneficiul populației, în general și în particular în beneficiul oamenilor pe care noi îi reprezentăm, să se materializeze. Asta e așteptarea mea de la clasa politică responsabilă, pentru că în clasa politică, din păcate, mai fac parte, sau clasa politică include și niște personaje isterizate, isterice, oameni care nu suportă minoritățile în general. Ați avut un mandat acum, domnule Manea? Pe noi nu ne suportă, li se ridică părul în cap când aud rom sau țigan. Ce, cum, adică, cum să susțină? Mesajul nostru din locale a fost, băi, către oamenii noștri. Voi votați efectiv cu cine doriți, nu v-am condiționat noi cu cine să votați. Votul este secret, este o opțiune, a ta e un drept constituțional. Dar aveți grijă, nu vă irosiți acest drept pe care îl aveți odată la 4 ani, că după 10 iunie veți rămâne așa, spectator și veți bate la niște uși unde nu-i veți găsi. Domnule Păun, ați prins dumneavoastră ce a prins domnul Manea în mandatul de parlamentar în ăștia 4 ani? V-a prins, cum nu, să nu așa prins. Ceva nu. N-a prins mascarada. Nu. Mulțumesc lui Dumnezeu, adică nu știu cui să-i mulțumesc. Lor, să 16 ani. Să le mulțumesc lor că nu s-au întâlnit cu mine sau să mulțumesc mie că nu m-am întâlnit cu ei aici. Să o luăm și așa și așa. Vă rog, ce așteptări aveți de la clasa politică? Am o singură așteptare. Și anume, am făcut dovada faptului că noi, cei de la Partida Romilor, suntem oameni serioși, ne este gândul la comunitățile noastre de rom și la oamenii pe care îi reprezentăm. Ne-am așezat la masă cu partidele politice, respectiv PSD, PNL, UDMR, PUSL, și rog să fie la fel de serioși în continuare și să ne respecte. Să aibă o atitudine cât se poate de corectă, de onestă și să rezolve problemele cu care se vor întâmpina în consiliile locale, municipale, județene, parlament, senat și tot așa mai departe, guvern, să rezolve problemele cu care se confruntă comunitățile de romi,
la limita în care permite bugetul, la limita în care este legal și se poate. Dar să nu ne mai ignore. Asta vreau, un singur lucru, să ne respecte așa cum și noi i-am respectat pe dumnealor. Dacă nu, Dumnezeu să ne ierte, lumea care a votat o să vadă, caracterele vor ieși la suprafață precum uleiul, așa că eu ce să le fac mai mult? Eu mi-am făcut datoria. Am fost corect, am fost onest, am mers mai departe, m-am ținut de cuvânt. Mai mult de atât, Dumnezeu cu mila. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă mai aștept și cu rezultatele viceprimarilor și cu alte informații despre activitatea Partidei Romilor, că înțeleg că aveți o agendă încărcată și mult succes! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Romi pentru România. Sunt Monica Cornea și vă invit să ne fiți alături și săptămâna viitoare de la ora 10 aici la postul B1 TV. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!